Ivan Meštrovici, un supraviețuitor al torturilor naziste din perioada anilor 1941 și 1942, a realizat sculptura următoare, intitulată Iov. În anul 1945, exact la încheierea celui de-al doilea război mondial. Nu știu ce anume te surprinde la această sculptură, însă realizarea ei efectiv te bântuie prin imaginea costelivă, postura chircită, mâinile contorsionate de durere, privirea ațintită în sus, disperarea, întrebările fără răspuns, despuierea, nedumerirea și probabil am mai putea continua. Această imagine efectiv te marchează. Și probabil ceea ce ne surprinde și mai mult este că acel Iov de la începutul istoriei, cartea Iov fiind una din primele cărți ale Bibliei, la mustață nici nu știm care-i prima, Geneza sau Iov, se întâlnește cu Iov de la sfârșitul istoriei, în urma războaielor, nenorocirilor care vin pe acest pământ. Vă dați seama că întrebarea de azi, întrebarea zilei, este una dintre cele mai chinuitoare care străbate această carte. Unde este Dumnezeu când sufăr? Orice persoană, indiferent de vârstă, indiferent de anotimpul prin care trece, când a ajuns în etapa suferinței, cel mai greu răspuns pe care îl aștepți este acesta. Unde-i Dumnezeu? Când mi se arată? Uneori, răstimpul pare o veșnicie. Cam toată cartea ne-a pregătit pentru final, pentru răspuns, pentru intervenția lui Dumnezeu prezentată între capitolele 38 și 41. Cuvintele care ne pot ajuta un pic să simțim dinamica și zbaterea tectonică a acestei intervenții a lui Dumnezeu sunt cuvintele pe care Mihail Bulgakov ni le lasă. Uitați ce zice. Toate sunt trecătoare. Chinuri, suferințe, vărsări de sânge, molimă, foamete. Paloșul va pieri, dar stelele de pe cer vor dăinui. Și atunci când jos pe pământ nu va mai rămâne nici măcar umbra noastră sau a înfăptuirilor noastre. Nu se află nimeni pe fața pământului care să nu știe. Și atunci? De ce? Nu vrem să ne îndreptăm privirea spre stele. De ce? Acest de ce te râcâie? Și tăria acestor vorbe îi prin faptul că atașează două realități. Lucrurile trecătoare și lucrurile care rămân. Inclusiv realitatea constelației te invită să-ți aduci aminte că dincolo de noi ceva rămâne. Și poate asta e cea mai bună pregătire pentru ceea ce urmează să ne spună Dumnezeu astăzi. Când nimeni nu mai credea, după ce Iov își pierduse efectiv orice speranță, Dumnezeu își face apariția. Toată seria aceasta ne-a încrestat pe retină un mesaj capital pe care l-am rememorat prin fiecare repetiție a clipului cu care începe seria. Atunci când totul se sfărâmă în jurul tău, vei descoperi că Dumnezeu îți este îndeajuns. Însă între totul se sfărâmă și a descoperi că Dumnezeu este îndeajuns, este o călătorie agonizantă. Ceea ce surprinde cel mai puternic, mai pregnant în această carte, e că Dumnezeu vorbește abia la final.
după ce toate opțiunile s-au epuizat, abia atunci Dumnezeu pășește în scenă. Problema noastră atunci când trecem prin suferință este că trăirile ne sunt atât de intense încât considerăm că nimic altceva nu poate fi considerat real, obiectiv, de luat în considerare, decât ceea ce trăiesc eu. Și asta îi o capcană. Și cei care au trecut prin suferință știu lucrul acesta. Oare cum te-ai fi așteptat tu ca să îi vorbească Dumnezeu lui Iov? Cineva făcea o observație remarcabilă. Zice, Dumnezeu nu începe cu o cerere de iertare? Știi, Iov? Îmi pare rău pentru toată nenorocirea care a venit peste tine? Din start, cartea ne pregătește pentru felul în care Dumnezeu ne vorbește. Bunica mea din partea tatălui a rămas văduvă la vârsta de 47 de ani, cu 9 copii. Se întâmpla în 1960. Tatăl meu avea atunci 11 ani. Ceea ce își aduce aminte e că bunica mea a plâns mult, fiind copleșită, teribil, de această pierdere. Într-o noapte a visat o ființă îmbrăcată în haine albe, care i-a spus atât. De ce plângi? Nu mai plânge. Pentru ea a fost suficient. A înțeles că Dumnezeu știe și că îi va asigura suportul ca să treacă, să depășească această situație imposibilă. Dar ce ne facem atunci când răspunsul nu este cel pe care l-am așteptat noi? Nu știu cum s-a așteptat Iov să-i răspundă Dumnezeu, iată cum o face. Iov 38, 1 la 11. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce întunecă planurile? Prin cuvântări fără pricepere. Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți pe mine. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau chiote de veselie? Asta ca să vezi încântarea lui Dumnezeu când a creat acest univers. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric? Când i-am pus otar și când i-am pus zăvoare și porți? Când am zis, până aici să vii și să nu treci mai departe. Aici să ți se oprească mândria valorilor tale. Cum este vorbirea lui Dumnezeu? Păi, iată cum e vorbirea lui Dumnezeu. Ca întotdeauna e surprinzătoare. Din mijlocul furtunii. Nu știu câți vă mai aduceți aminte, dar nenorocirea peste casa lui Iov, copiii lui, sunt pierduți într-o furtună care izbește o clădire în care erau toți adunați la bucurie, la încântare, o notă care surprinde frumusețea impecabilă, țesătura acestei familii. Erau toți adunați la oaltă să celebreze. Aceeași furtună cu siguranță l-a făcut pe Iov să tresară. Vorbirea lui Dumnezeu este interogativă. Asemenea, unui profesor iscusit se așează în bancă și îl scoate pe elev la tablă. Și spune, astăzi tu ești profesorul, eu sunt cu întrebările. Și Dumnezeu descarcă asupra lui vreo 70 de întrebări. Ce fel de vorbire poate să fie și asta? Vorbirea lui Dumnezeu este o vorbire indirectă. Vorbește despre ceva ca Iov să priceapă altceva. Nu știu dacă observ, dar îl tratează ca un om cu rațiune, în care el trebuie să tragă concluziile de rigoare. Dumnezeu nu îi dă mură în gură. Dumnezeu îi trimite întrebări ca el să se dezmeticească. Vorbirea lui Dumnezeu este lirică, poetică. Efectiv, cuvinte, metafore, imagini care te copleșesc. În locul răspunsului răspicat, Dumnezeu preferă aluzia, poetica, ironia.
Ironia te izbește din primele cuvinte. Domnul a răspuns. Ce răspuns este, Doamne, iartă-mă? Când vii și basculezi asupra lui 70 de întrebări. Cum îl ajuți pe un om care trece prin tragedie să priceapă o noimă din ceea ce i s-a întâmplat? În 38 cu 21, această notă de ironie capătă chiar o notă mai profundă, mai intensă. Dumnezeu îl întreabă, știi când s-au făcut? Cine stă în spate la toate astea? Tu le-ai făcut cumva? Și Dumnezeu îi spune, cu siguranță ar trebui să știi, căci erai deja născut atunci și numărul zilelor tale este mare. Câtă neîmblânzire din partea lui Dumnezeu. Vorbirea lui Dumnezeu este tematică. Aceeași temă apare enunțată în 38 cu 3 și în 40 cu 7. Încingeți mijlocul ca un viteaz. Ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Și vorbirea lui Dumnezeu vine din grădina creației. O lecție deschisă în aer liber. De multe ori m-am întrebat de ce mă simt atât de bine în natură. Aerul curat, liniștea, adierea revigorantă, priveliștea care staie răsuflarea, sălbăticia. Toate astea te recalibrează și te ajută să revii în cotidian ca un om normal, cu bateriile încărcate. Oare cum s-a simțit Iov sub această avalanșă de întrebări? Iată de ce nota dominantă a mesajului meu este aceasta, întrebările întrebătoare. Dumnezeu îi pune niște întrebări care să-l pună pe gânduri pentru că el să tragă niște concluzii. Și toată bateria asta de întrebări am adunat-o în câteva întrebări la care cu siguranță Iov s-a gândit. Prima întrebare e aceasta. Cel care a creat această lume, oare nu o și susține? Lecția deschisă pornește cu o incursiune cosmică în splendorile creației. După care zăbovește asupra fenomenelor din natură, pentru ca la final, în capitolul 39 cu precădere, să avem parte, cum numea cineva, de carnavalul animalelor. Atenția acordată necuvântătoarelor. Cu alte cuvinte, avem o trecere de la macro la micro, de la general la particular. Dumnezeu începe cu crearea cerului, a pământului, a spațiului în care funcționăm și apoi intră în detalii. Privire de ansamblu și de detaliu, vastitate cosmică și amănuntele din viața de natură. Se pare că răspunsul lui Dumnezeu pornește de la anumite aluzii și de la reacțiile lui Iov când își blastămă ziua în Iov capitolul 3, când deplânge toată nenorocirea care a venit peste el, când lumea se întunecă, priveliștea nu mai vede, nu mai înțelege, nu mai are habar de toate lucrurile astea. Și când Dumnezeu îl invită, încingeți mijlocul ca un bărbat, ca un viteaz. Hai să vedem dacă faci față adevărurilor de care te-ai legat. În timp ce Iov se simte copleșit, învăluit în negură și își dorește să nu se fi născut niciodată, Dumnezeu îi vorbește despre măsurile pământului, limitele și zăvoarele mării, miracolul zorilor, adâncul insondabil, cămările zăpezii și ale grindinei, locașul luminii, drumul fulgerului, formarea pământului, formarea vântului, alcătuirea picăturilor de rouă, promoroaca cerului, constelația cerului, negura norilor, întocmirea văzduhului și burdufurile cerului. Cine a făcut asta și asta? Asta e pendularea, jocul pe care îl face Dumnezeu. Nu zice că el, ci cine? Oare cine le-a făcut toate astea? Cumva tu? Tu le-ai făcut? Nu știi cine le-a făcut? În Isaia, capitolul 6, există un text memorabil, foarte des folosit în întâlnirile noastre, descoperirea în anul morții împăratului Ozia, în care Isaia este chemat în slujbă. Îl vede pe Dumnezeu în toată slava, pe scaunul lui de domnie. Și serafimii strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și primii ani
după ce m-am întors la Dumnezeu, a rămas marcat de acest mesaj, de această dinamică care te scoate din cotidian și te apropie de Dumnezeu. În ultimii ani, îs tot mai marcat de partea a doua. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Efectiv, această declarație te scoate din acest complex de inferioritate religios. Avem impresia că Dumnezeu e mult mai prezent aici, la închinare, când este adorat, înălțat în mijlocul nostru. Dar s-ar putea să fii surprins în cotidian. E o prezență care nu poate fi îmblânzită, care nu poate fi adunată, să spui Dumnezeu e aici și nu e în altă parte. Și exact acesta e mesajul fabulos pe care ne trage Iov în această parte din final. Un Dumnezeu care îi cu tine, care te surprinde, care te așteaptă în neprevăzut. Exact cum o face cu Moise, la rugul aprins, și cu alții de-a lungul istoriei. Poate că pământul e tixit cu cer. Observație fabuloasă, cu capul în cer și picioarele pe pământ. O lecție pe care ne-o dă arborele. Cam asta e imaginea ideală a spiritualității. Înrădăcinat și orientat. Ca să poți să trăiești viața cu adevărat în lumea aceasta. Să fie abandonat Dumnezeu, creația în care s-a investit cu atâta migală? Pare să fie prima întrebare a lui Dumnezeu. A doua, dacă nu putem înțelege cum se formează picăturile de ploaie, cum am putea pricepe tragediile prin care trecem? Cred că în momentul în care am început să mă îndrăgostesc de cartea Iov, ăsta a fost detaliul care mi-a captat atenția. Când am ajuns aici, de nenumărate ori mi-au dat lacrimile. Iov, te rog, explică-mi cum se formează picăturile de rouă. Observați ce întrebare răzbate de aici. Păi dacă nu poți pricepe așa ceva, și observați hazardarea noastră în domeniul cunoașterii, acumularea de cunoștințe, tot felul de tehnici, de dezvoltare și așa mai departe. Și Dumnezeu îi spune, dacă nu poți pricepe un lucru, cum ai putea tu avea habar să înțelegi tragedia, nenorocirea care a venit peste viața ta? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, în urmă cu mai mulți ani, a avut loc în Muntenegru un accident. Un autocar a căzut în prăpastie, a rupt parapetele și din 29 de români care erau acolo, 18 au murit și au încheiat călătoria pe pământul acesta. Exact în ziua respectivă, un băiat, un tânăr, era la mare și a trăit efectiv un moment mistic. A fost atât de marcat încât a vrut să transmită și celorlalți prieteni și cunoștințe ceea ce a trăit acolo. Și a prezentat cu încântare, cu entuziasm, experiența pe care a avut-o. Pentru că în după masa acelei zile să afle că ambii părinți au pierit în acel accident. Și te întreb în această dimineață, care dintre cele două experiențe, trăiri, n-a fost corectă, n-a fost reală? Prima sau a doua? Păi ambele. Vedeți? Exact asta face Dumnezeu cu noi. Atât fiorul pe care ți-l produce creația, frumusețea, este unul autentic, real, de la Dumnezeu. Dar adevărul este că în orice clipă, inima fiecare dintre noi poate fi sfâșiată, străpunsă de o durere. Asta e lumea în care trăim. Asta e realitatea despre care vorbește Biblia și viața ta cotidiană și a noastră de fiecare zi. Atât înfiorarea frumuseții, cât și agonia suferinței fac parte din țesătura realității. Cea de-a treia întrebare. Dacă cineva este atent la detalii, precum hrana corbilor și a puiilor de lei, să fie uitat de tine? De la legi și cârmuire cosmică trece la implicarea concretă în viața necuvântătoarelor. Iov 38, 39 la 41. Cine pregătește? Subliniez. Cine pregătește? Observați cum se prezintă Dumnezeu. Corbilor hrana. Și cine potolește foamea puiilor de leu? Acum nu ne surprinde. Leu e un prădător de top. Cu el începe. Și cu toate astea, Dumnezeu recunoaște că e implicat.
Ceea ce te surprinde în canonul ebraic e să citești că Dumnezeu e atent la niște animale necurate precum scorbii, că El le pregătește masa. Și apoi zice, cum nasc caprele, pui, caprele sălbatice? Îi lasă, prin putere, merg mai departe. Și poate, dacă n-ai remarcat, se creează o disonanță tot mai puternică când ajunge la struțoaică. O zis, Dumnezeu nu i-a dat minte, dă din pene ca Tutuluca, dar Dumnezeu nu i-a dat minte, își lasă ouăle. Știți care e întrebarea pe care o simt, pe care Dumnezeu o adresează? La pierderea masivă pe care Iov o are cu toți copiii lui. O zis, cum îți explici că această parte din creație supraviețuiește? Că nu a fost epuizată. Ce anume îți explică ție toată povestea asta? Observați detalii amănunte din creație care zici, bă, n-are nicio legătură. Dacă citești, zici că te obosesc, că Dumnezeu te încarcă cu lucruri nenecesare. Însă sunt detalii care te râcâie, te zgâdere. E o afecțiune teribilă pe care Dumnezeu o aduce prin aceste întrebări în fața lui Iov și în fața noastră. Cum îți explici, profesorul Iov, că tocmai specia asta dăinuie și rămâne în creație? Cine poate înțelege și oare cine ia seama la astfel de miracole? În predica de pe munte, dacă vă mai aduceți aminte, credeți că Mântuitor n-are ce face când zice, uitați cum își invită audiența, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă cum cresc crinii de pe câmp. De ce face exercițiul ăsta? Să se afle în treabă? Are nevoie de o ilustrație ca să capteze atenția? Observați, e o profunzime care nouă ne scapă în agitația vieții cotidiene. Ce vedem noi când ne uităm în creație? Și mama lui Moody a rămas văduvă cu 11 copii. Singură în camera ei s-a prăbușit în disperare. După un timp a deschis Biblia la întâmplare. Și ochii au căzut peste cuvintele din cartea profetului Ieremia 49:11. Lasă pe orfanii tăi. Eu îi voi ține în viață. Și văduvele tale să se încreadă în mine. Și a fost de ajuns. Și Dumnezeu a ajutat-o. Unui asemenea Dumnezeu extravagant și generos în detalii, să-i fi scăpat ceva. Și poate a patra întrebare, care o vom înțelege pe parcursul mesajului și a legăturii cu descoperirea lui Dumnezeu în nou legământ, dacă cineva a creat această lume, s-a întrupat și a fost țintuit pe o cruce, cum aș crede că nu înțelege prin ce trec? Cineva la grup a mărturisit și a rămas uimit și m-am lăsat învățat de aceste traiectorii, săgetări înspre Noul Testament pe care le trimite cartea Iov. Și spunea, îs uimită că în această carte sau în vremea aceea, oamenii cu mai puține informații aveau cunoștințe mai temeinice. Și îi pișcătoare observația asta pentru noi, care avem și soluția și răspunsul lui Dumnezeu, crucea lui Hristos, învierea, speranța. Și cu toate astea ne simțim atât de mici și atât de neajutorați. Tocmai când Iov și-a pierdut orice speranță că Dumnezeu îi va vorbi, o face într-un mod surprinzător, ca de fiecare dată. Răspunsul lui Dumnezeu nu poate fi grăbit, nici amânat, ci doar așteptat. Tot ce poți face e să te pregătești pentru clipa, pentru momentul. Așa cum foarte bine zicea cineva, n-ar trebui să ne rugăm pentru oportunități, ci ar trebui să ne rugăm să fim pe fază atunci când oportunitățile apar. Asta înseamnă să ai acel acordaj fin cu divinitatea. Să ai inima pregătită pentru întâlnirile și momentele salvatoare din viață. Vorbirea lui Dumnezeu apare tardiv în peisaj, iar pentru cel care trece prin tragedie poate părea o eternitate.
Răspunsul din final al celui atotputernic ne arată că nici tradiția, nici înțelepciunea personală, nici sfatul prietenilor, nici educația, nici știința vremurilor nu rezolvă problema suferinței tale, ci doar întâlnirea decisivă cu cel viu și adevărat te va repune pe linia de plutire. Cât de grea e perioada aia până vine Dumnezeu? Și știți fiecare că n-ai nevoie de vorbe, de mângâieri ieftine și de versete biblice, așa cum ne grăbim noi unor să le trimitem altora, ci ai nevoie de întâlnire. Și întâlnirea e chinuitoare până are loc. E limpede că acesta e punctul culminant al întregii cărți, din moment ce toate celelalte opțiuni eșuează lamentabil. Te încearcă un sentiment foarte straniu, parcurgând rundele de dialog. Ai impresia că fiecare se află în afara zbaterilor și întrebărilor celuilalt. Nicicum nu reușesc prietenii să se întâlnească, ci numai se ciocnesc și lucrurile ricoșează și produc răni. Nu la fel stau lucrurile când vine vorba de Dumnezeu. E atent, receptiv și răspunde atunci când putem să apreciem vorbirea. Iată de ce descoperirea de sine lui Dumnezeu vine întotdeauna când te afli la capătul puterilor. De ce? Pentru că numai atunci acest răspuns poate fi salutat, poate fi apreciat. Și știi că nu îi o amăgire de șartă, ci că numai Dumnezeu putea să împlinească acel lucru în viața ta și în viața mea. Ca ploaia într-un pământ însetat, așa vine revelația de sine a lui Dumnezeu. Din noianul și acuzațiile pe care Iov le ridică pe bandă rulantă, Dumnezeu nu-i răspunde la niciuna decât la două. Dar pentru Iov, până la urmă, pare a fi suficient. Prima acuzație, că Dumnezeu a abdicat de la controlul acestui univers. Și la această întrebare îi răspunde prin această puzderie de animale și de întrebări din prima parte. În cea de-a doua intervenție îi răspunde la acuzația că Dumnezeu împarte arbitrar dreptatea. Eu, care o viață am trăit drept, corect, m-am pocăit, am căutat răul din propria inimă și am trăit în integritate, uite ce dezastru și nenorocire m-a ajuns. Și ăia care trăiesc în corupție, o duc bine mersi. Cine este cel ce întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Mai învățăm ceva aici. Prin simplu fapt că îi răspunde, Iov realizează că Dumnezeu nu l-a abandonat. Nici pe el și nici lumea în care trăim. Simplu fapt că Dumnezeu intră în dialog cu tine îți demonstrează continuitatea de a te purta și de a te susține mai departe. Există o notă ușor jucăușă de ironie și de stindere prin felul în care îi răspunde Dumnezeu. Asta mi-aduce aminte de ceea ce spune G.K. Chesterton la un moment dat, că Dumnezeu procedează cum procedează copiii care ne duc la epuizare. Începi să te joci cu ei și imediat te-au acaparat. Și zic, mai fă o dată! Mai fă o dată, până caz leșinat jos. Și el spune, Dumnezeu se pare că găsește desfătare în monotonie. Îi spune soarelui dimineața, mai fă o dată. Îi spune lunii seara, mai fă o dată. Și în cuvinte memorabile găsim această iluminare din ceea ce spune el, că Dumnezeu are apetitul etern al copilăriei, în timp ce noi am păcătuit și am îmbătrânit și Tatăl nostru e mai tânăr decât noi. Cuvintele astea zdrobitoare cu privire la viacul plictisit și dezamăgit în care trăim și la Dumnezeul măreț pe care îl avem. Care credeți că e efectul acestui bombardament cu întrebări? Păi la prima vedere seamănă cu un fel de bullying divin. Cum poți să-l ajuți pe un nenorocit, descărcând asupra lui atât amar de întrebare? Ca eu să te întreb. Și tu să mă înveți.
Dumnezeu apelează la o ironie fină. Eu simt că Iov e atât de mișcat și convingerea pe care o am, și dacă am citit cu atenție, e că și prima reacție a lui Iov și a doua demonstrează că întâlnirea lui cu Dumnezeu a fost una autentică, reală, deplină. Această tandrețe a lui Dumnezeu și nici de cum agresiunea întrebărilor, ci liniștea și inclusiv umorul cu care discută cu el, îi creează o stare incredibilă care îl scoate la liman. Iov 41:5. Domnul a vorbit cu Iov și a zis: ești încredințat acum. Tu care vorbești împotriva celui atotputernic. Tu care mustri pe Dumnezeu. Mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Am vorbit odată, nu voi mai răspunde de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Toată cunoașterea noastră este una provizorie și limitată. Nu știu cât putem accepta acest adevăr. Apostolul Pavel ne reamintește în contextul prorociilor că își cunoaștem în parte. Doamne, ce echilibru aduce pentru oamenii religioși aspectul acesta? Și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, lucrurile vor intra pe orbita normală. În timp ce potopul de întrebări îl ajută să-și înțeleagă limitele, în partea a doua, intensitatea revelației devine de nesuportat. Cea de-a doua acuzație a lui Iov este luată în primire de Dumnezeu. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Dacă la prima acuzație Dumnezeu îi răspunde printr-o avalanșă de întrebări, la cea de-a doua acuzație Dumnezeu se folosește de două ființe bizare în capitolele 40 și 41, Behemot și Leviatanul. Sunt convins că ne-au dat bătaie de cap. Dacă în prima parte vorbirea lui Dumnezeu e panoramică, de la crearea cerului și a pământului la grija aproape obsesivă față de detaliile din lumea creată, în partea a doua e o vorbire focalizată, țintită, să stârnească uimirea de întâlnirea cu cele două creaturi ciudate, pe care Dumnezeu le descrie cu lux de amănunte. Din același vânt care a izbit în casa unde se aflau adunați toți copiii lui Iov, Dumnezeu alege să-i vorbească. Credeți că n-a tresărit? Dacă cineva a creat această lume, oare nu o și susține? Și partea a doua a răspunsului, și dacă o susține, să nu aibă priceperea de a pune la punct, de a repara lucrurile. Și reparația asta vine prin cele două personaje pe care ți le vâră sub nas. Doar o plimbare, după o plimbare prin grădina creației, răzbate poate o singură întrebare. Ai putea tu, Iov, prin puterea și priceperea ta, să creezi și să susții așa ceva? Păi atunci, poate că ar trebui să-i acord supremație lui Dumnezeu și întărâmul moral, că El va răscumpăra, într-un fel, lumea aceasta. Dacă nu poți să-i zdrobești pe cei mândri cu o privire, așa își introduce Domnul prezentarea animalelor ciudate. Poate că ar trebui să-i lași acest prerogativ lui Dumnezeu. Deși Behemot și Leviatan își pot găsi corespondent în lumea reală, ați văzut, te duce cu gândul fie la hipopotam, fie la bivolul de apă, deși un detaliu interesant îl vedem apărând și pe munți, ceea ce creează o anumită dislocare în înțelegerea efectivă a animalelor despre care vorbește. Tot așa, Leviatanul poate fi ușor asimilat cumva prin crocodil. Însă, ambele ființe sunt prezentate la superlativ. Behemot e cel mai mare, într-o terminologie care exact la fel apare în Proverbe, capitolul 8 cu 22, este cea din tâi dintre lucrările lui Dumnezeu. Vorbește despre înțelepciune. Nimeni nu poate prinde sau întărâta Leviatanul. Se repetă de două ori, în 41 cu 1 și 10. Și apoi avem aici o aluzie la Iov 3 cu 8, când Iov și-a blestemat ziua în care s-a născut.
blestemată să fie de cei ce blastămă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, cu alte cuvinte, și să aducă haosul. E clar că aceste entități dobândesc proporții mitologice și legendare. Probabil o imagine potrivită ca să înțelegi Leviatanul este să te gândești la Smaug din Hobbit. Acel balaur care îți arată o imagine care nu te lasă ușor să dormi dacă ai întâlni o astfel de ființă. Implicația logică este că niciun om muritor nu poate controla astfel de sălbăticiuni. Una terestră, cealaltă marină. Și cumva surprinde haosul pe pământ, fie prin războaie, fie prin calamități naturale. Și primul adevăr care răzbate e că niciun muritor nu poate controla haosul. Dar este cineva care poate. Însă nu ăsta e cel mai important adevăr din punctul meu de vedere. Ăsta e un adevăr subînțeles. Prin faptul că le prezintă, Dumnezeu se prezintă că ar putea controla lucrurile acestea. Deși, vedeți, gândindu-ne la temerile care vin în inimă, la amenințările care există în Orientul Mijlociu sau în partea de est a țării noastre. Mesajul acesta este mai degrabă subînțeles. Iov 41, câteva versete voi spicui ca să vedeți cum vorbește Dumnezeu, mai ales despre Leviatan. Nimeni nu este atât de îndrăzneț ca să-l întărâte. După care suspendă și vorbește despre sine. În mod șocant. Cine mi s-ar împotrivi în față? Cui sunt dator să-i plătesc, zice Dumnezeu? Sub cer totul este al meu. Vreau să mai vorbesc iarăși despre mădularele lui și de tăria lui. Și atenție, nu știu dacă te irită cuvântul ăsta, de frumusețea întocmirii lui. Cine îi va putea ridica veșmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui? Când se scoală el, tremură vitejii și spaima îi pune pe fugă. Face să clocotească fundul mării ca un cazan și îl clatină ca pe un vas plin cu mir. În urmă, el lasă o cărare luminoasă și adâncul pare ca pletele unui bătrân. Pe pământ nimic nu este stăpân, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Notați aceste nuanțe. Privește cu dispreț tot ce este înălțat și este împăratul celor mai mândre dobitoace. Nu știu ce-ți trezește ție o astfel de descriere. Însă pentru mine, adevărul capital al descoperirii lui Dumnezeu e că dacă nimeni nu poate îmblânzi Leviatanul, cum poate cineva pretinde că l-a înțeles pe Dumnezeu? Mă înfior uneori cu acea autoritate și îndrăzneală cu care ne pretindem că vorbim în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să iasă, e un Dumnezeu transcendent, care nu poate fi băgat în buzunar, să dai impresia că tu îl poți explica. Augustin spunea, un Dumnezeu înțeles numai Dumnezeu. Și întâlnirea cu El întotdeauna îți lasă domenii, dimensiuni, aspecte pe care nu le poți aprecia, pe care nu le poți asimila. E nevoie de timp, de răbdare, de încredere, ca să poți să pătrunzi această legătură la care Dumnezeu te cheamă. Leviatanul apare identificat ca Melec, regele, de două ori în textul acesta. Interesant că Dumnezeu în toată Scriptura e prezentat ca fiind regele. În Psalmul 24:10, cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Poate că Dumnezeu împrumută de la Leviatan elementul acesta de stăpân care nu poate fi îmblânzit. O să vă cer îngăduința să priviți la cuvintele pe care C.S. Lewis le scrie, să urmărim cu răbdare ceea ce zice, sunt cuvinte izvorâte din tragedie, în care el realizează ce se întâmplă în cunoașterea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu îi sfărâmă toate noțiunile pe care le-a avut pentru a le reconstrui la loc. Și apoi să vedeți latura în care el privește din experiența cu soția pe care a pierdut-o și ce înțelege prin această lentilă a suferinței. Citez. Imagini ale celui sfânt devin cu ușurință imagini sfinte, sacrosante. Ideea mea despre Dumnezeu nu este o idee divină. Ea trebuie sfărâmată iarăși și iarăși.
o sfărâmă el însuși. El este marele iconoclast care luptă împotriva imaginilor. N-am putea spune aproape că această spulberare este unul din semnele prezenței sale. Întrupare este exemplul suprem. Ea face praf toate ideile anterioare despre Mesia. Cei mai mulți sunt ofensați de iconoclaz. Același lucru însă se petrece în rugăciunile pe care le rostim în ascuns. Observați ce face rugăciunea. Rugăciunea te ține în acea dinamică care îți remodelează și te ajută să depășești toate imaginele și preconcepțiile pe care le ai despre Dumnezeu. Întreaga realitate este iconoclastă. Și atenție, persoana iubită în carne și oase triumfă neîncetat asupra imaginii pe care ne-o facem despre ea. Și așa și vrem să fie. O vrem pe ea cu toate încăpățânările, greșele și cu neprevăzutul ei. Adică în realitatea frustă și independentă. Cineva care a trecut printr-o tragedie și într-o pierdere preferă persoana respectivă cu toate imperfecțiunile față de orice imagine ideală pe care avea-o în cap cu privire la persoana iubită. Și la fel stau lucrurile și cu Dumnezeu. Observi unde te aduce finalul acestei cărți? Ce idei ne-am format despre Dumnezeu? Dumnezeu polițai, bătrân inofensiv, sadic cosmic, tată abuziv, răzbunător, imposibil, iartă indiferent cum ne-am comporta? Dacă ar fi să încapsulez tot ceea ce am înțeles despre descoperirea lui Dumnezeu în această carte, poate fi adunat în acest gând. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu este, ca de fiecare dată, surprinzătoare, tandră, dar și terifiantă. Simți că se întâmplă ceva și un neastâmpăr pe care ți-l aduce în viață. Nu pot încheia fără să revin la acea observație cu săgetările înspre Noul Testament, când una dintre întrebările cruciale e dacă Dumnezeu s-a întrupat și a fost țintuit pe o cruce. Nu știu dacă a remarcat, dar Dumnezeu nu teoretizează când vine vorba de suferință, de tragedii, de nenorociri, ci Dumnezeu îmbrățișează, pentru că Dumnezeu s-a coborât la noi și în suferință este pentru noi. Țesătura vieții, viețile sfinților, suferința lui Dumnezeu pentru noi și alături de noi. În urmă cu mai mulți ani s-a produs o mutație teologică la mine. Crescând într-o familie de credincioși, simțeam o doză de plictiseală ori de câte ori parcurgeam această realitate. Păi, ispitirile, păi era normal. Nici o clipă nu mi-am pus problema ca Iisus Hristos să nu depășească ispitirile la care îl supune Satan. Și la fel procedam când am ajuns la cruce. Păi era normal să sufere, să depășească, ca să ne mântuiască. Până m-am întâlnit cu acest urlet al lui Hristos de disperare. Autorul din Evrei, deși nu folosește cuvintele astea, spune cu urlete mari și cu lacrimi. Ăsta era Hristosul de pe cruce. Și acum te întreb, când el zice Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E așa într-o transă în care habar n-are ce spune? Sau asimilează, folosind Psalmul 22, toate durerile le absorbe în el, din noi, din cei care au trăit înainte. Și un scriitor francez, Gustave Thibault, a făcut o observație genială și a zis, oare cineva se gândește ce era în inima tatălui în acele clipe? Cine suferea mai mult, fiul sau tatăl? No, imaginea asta pentru mine a fost zdrobitoare. Tânărul teolog Dietrich Bonhoeffer a mâzgălit pe un bilet într-un lagăr nazist următoarele cuvinte. Numai un Dumnezeu care suferă ne poate ajuta. Numai un Dumnezeu care suferă ne poate ajuta. Oare nu asta e vestea bună pe care încercăm să o predicăm altora? Că suferința lui Dumnezeu se intersectează, se îngemânează cu suferința noastră. Poate că Dumnezeu este radical diferit de cum îl vedem sau percepem noi. Cam asta înseamnă sfințenia neîmblânzită a lui Dumnezeu.
Experiența cunoașterii lui este una dislocantă. Îți deconstruiește sinele pentru ca să-l poată reconstrui, să-l poată pune la loc. Adu-ți aminte de patriarhul Iacov, de Moise, de Ilie, de Isaia, de Saul din Tars, de apostolul Petru sau Iov. Luându-i pe ultimii doi, mi se pare interesantă similitudinea. Amândoi trăiesc o reacție similară în fața Dumnezeirii. Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos. Tu când ai avut ultima dată o asemenea senzație? Care este pentru mine cel mai dislocant aspect al dezvăluirii lui Dumnezeu? Atenția lui obsesivă la detalii, suferința lui, neîmblânzirea lui, capacitatea de a schimba răul în bine. După prima intervenție a lui Dumnezeu, Iov se simte mic, după a doua, se simte murdar. Poate că întrebarea lui Dumnezeu în vremuri de încercare nu este, hei, mă înțelegi? Ci, ai încredere în mine. Asta-i întrebarea întâlnirii cu Dumnezeu. Este acest Dumnezeu vrednic de încredere? Haideți să plecăm inimile noastre. Ca ploaia într-un pământ însetat, așa vine vorbirea lui Dumnezeu. Întrebările întrebătoare reprezintă nota distinctivă a vorbirii lui Dumnezeu de la final. De ce procedează astfel? Dacă n-ai observat încă, Dumnezeu te tratează ca o ființă inteligentă ce poate să tragă concluziile de rigoare. Care sunt întrebările ce nu-mi dau pace? Și care este concluzia de rigoare la care am ajuns eu? Să nu fie vrednic de încredere un Dumnezeu care suferă? Dacă cineva a creat această lume, s-a întrupat și a fost țintuit pe o cruce, cum aș putea crede că nu înțelege?